Românii care vor să adopte un copil vor beneficia de un concediu de acomodare de 2 ani, potrivit unui proiect adoptat de Senat miercuri. Proiectul vizează completarea legii 273 din 2004, privind procedura adopției, iar la baza acestei modificări legislative stă principiul egalității în fața legii, se arată în expunerea de motive. Proiectul a fost inițiat de parlamentari PNL și este susținut de USR și minorități. Proiectul reglementează durata concediului de acomodare de care poate beneficia adoptatorul, ori soțul acestuia după caz, și propune creșterea acestei perioade de la maximum un an, cât este în prezent, la maximum 2 ani. Persoanele vor putea beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum 2 ani, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și o indemnizație lunară, potrivit raportului de admitere întocmit de Comisia de Specialitate.